Prieteni, care vin și eu din nou, de data asta cu un video scurt. Wow, mulțumesc celor 100 de abonați. Am ajuns la 100. Wow. Astăzi am să fac un video cu încercare, deci nu se face așa, adică nu se face. Vreau să încarc o baterie din 9V care nu e reîncărcabilă. O să fac o încercare de a încărca o baterie de aia. Să văd cam ce iese. Dar vreau să mulțumesc celor 100 de abonați. Suntem pe lume și baterie. Aici, asta e, nu e acumulator, nu cred că e reîncărcabilă, avem o folie și mi-mi place să iau folia după lucruri. Asta am să încerc să o încarc și cu ce am să încerc să o încarc? Am să încerc să o încarc cu așa ceva. Da, o să mai revin un clip. Imediat. Ok. Prieteni, mulțumesc încă o dată celor 100 de abonați. Am făcut 100, la cât mai mulți. Hai să ne mai abonăm. De obicei, bateriile astea au o dată de expirare. Da, știu, sună prostesc, dar așa e. Au o dată de expirare ca la alimente. Am să vă arăt pe bateria aparatului meu de măsură atunci când se va consuma. Și când vi se strică o baterie de asta de 9V, nu aruncați. Folosiți aceste borne, se pot refolosi, se pot face ca terminal pentru o altă baterie de 9V. Wow, dar mie nu-mi vine să cred că am ajuns la 100 de abonați. V-am spus că avea folie. Vă mulțumesc și vă aștept la un clip viitor cu like-uri, comentarii de bine, de rău, că am văzut că YouTube-ul își cam face de cap. Își cam face de cap YouTube-ul, bam, dispar comentarii, bam, pleacă abonați, bam, ceva e în neregulă cu YouTube-ul. Da, e o baterie de 9V, nu e reîncărcabilă, 9V, nu știu exact miliamperi. Dacă vedeți, citiți-mi și mie că eu nu văd ce scrie. Are un scris foarte mic și am probleme cu ochii și nu văd ce scrie din nicio culoare. Wow, deci mie nu-mi vine să cred că am ajuns la 100 de abonați. Mie unul nu-mi vine să cred. Ok, prieteni, până la un clip viitor, vă aștept cu like, dislike-uri, comentarii de bine, de rău, înjurăturile nu le mai dați, că vi le șterge YouTube-ul. Așa că, hai să trecem la treabă, pe cai că se filmează, la propriu.